Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna martie, martie 2022. Evenimente, situații, vom vedea ce mesaje vin. După cum vedeți, deja avem trei opțiuni pregătite pentru voi. Eu zic să vă concentrați mai degrabă la florile acestea. Vă puneți pauză ca să nu se miște și vă alegeți. 1, 2 și 3. Da? Eu mi-așez camera frumos. Voi vă gândiți. Simțiți. Vedeți. Dacă nu rezonați din prima, încercați alt număr. E bine să încercați, că se mai întâmplă și mie mi se întâmplă să aleg un număr și să rezonez la altul, pentru că poate intuiția mea nu, eu știu, funcționează corect la un moment dat când aleg numerele. Da, haideți să vedem. Punem deoparte cărțile. Și să începem să vorbim despre numărul 1. Cei care ați ales floricica. Lalea roșie. E suficient, da? În timp ce am amestecat setul de cărți, a apărut 8 de bâte. A sărit până jos pe podea și a venit invers. 8 de bâte. Probabil că la capătul setului de cărți, 6 de cupe. Poate că este cineva din preajma voastră, din zonă, din cartierul în care stați, ori din copilărie, ori un fost, o fostă, care ar vrea să comunice și totuși nu comunică cu 8 de bâte. Ceva nu mai merge. Ori situația nu mai merge, stați pe loc în relație cu fostul, cu fosta. Ia uite, posibil să fie și o căsătorie cu copii, dar lucrurile nu avansează din niște motive. Ori a apărut o nouă dragoste, ori ceva e acolo, vedem. Dar cărți foarte frumoase, soarele, 4 de bâte, soarele, împărăteasa și îndrăgostiți. Este o dragoste nemaipomenită, o dragoste adevărată în viața voastră. Că nu puteți să vă bucurați de ea din cauza căsătoriei în care aveți copii, posibil și asta pentru unii dintre voi. Sau, urmează interesant, urmează să se manifeste această dragoste, dar deocamdată lucrurile iau formă mai încet decât poate v-ați aștepta. Da. În fine, continuăm mesajele. Hai să amestecăm numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. Facem 3 cu 3 cu 3, da? Martie 2022. Interesant, împărăteasa se dorește creștere. Ia uite. Cineva este foarte fericit, impresionat de o energie feminină înaltă. Este impresionat, este super extaziat, euforic. Vis-a-vis de o energie feminină, de o femeie frumoasă, sau de un bărbat care este în energia sa feminină. Nu neapărat. Energia feminină nu înseamnă că ești un bărbat aranjat, bine pus la punct. Nu. Înseamnă că ești un bărbat care a investit în creșterea ta spirituală, te bucuri de intuiție, de subtilitate, de generozitate, de capacitatea de a crea, de a-ți crea viața, nu de a o cuceri. Dar, hai să vedem. 5 de spade, 9 de cupe. Justiția. Trecutul. Prezentul. Asul de monede. 3 de bâte. Și regina de bâte. Viitor. Vedeți? Și se vede și viitorul, da? 10 de bâte. 2 de cupe și lumea. Pun totuși următoarele două ca să înțeleg ce urmează după această lume. Următoarele două cărți. La capătul setului de cărți, 2 de spade. Am spus că nu se comunică. Nu se comunică pentru că trebuie să înțelegeți ceva. Ori voi, ori o persoană din viața voastră. Ați încheiat comunicarea, ați blocat sau sunteți într-o perioadă de tăcere în care trebuie să alegeți, dar alegeți. La modul, e o alegere foarte importantă. De fapt, anul acesta avem alegeri foarte importante de făcut. Trebuie să vă înțelegeți fricile,
nu doar emoțiile pe care le simțiți în general și mai ales față de o anumită persoană sau acea persoană trebuie să-și înțeleagă. Dacă e o persoană mentală cu marcaj puternic în semn de aer, ar trebui să-și înțeleagă emoțiile, tendințele, fricile. Și dacă acea persoană ați recunoscut-o ca fiind mai analitică, trebuie să înțelegeți că oamenii analitici au felul lor de a reacționa în fața iubirii, în fața emoțiilor, în fața multor situații. Asta e felul lor, așa au fost creați, așa au venit pe lume. Și dacă nu vă convine această tăcere, e posibil să nu vă convină. Ideea este că trebuie să o înțelegeți, că vă convine, că nu vă convine. Este o tăcere, este o lipsă de comunicare din niște motive. Repet, această energie se poate referi la voi sau la o altă persoană. Spun pentru că există cărți care arată implicarea două suflete, adică întâlnirea dintre o persoană și alta, o întâlnire foarte specială care marchează o lecție foarte importantă. O lecție. Unii dintre voi sau persoanele cu care aveți de-a face trebuie să înțelegeți diferența între a fi pur și simplu într-un contract, într-o, n-aș spune uniune, aș spune coabitare cu cineva din motive mai mult sau mai puțin avantajoase, din motive raționale. Și faceți diferența între a vă simți sufletul pereche, a avea legături subtile, mult mai profunde decât cele pe care le trăiți în viața materială, cu o anumită persoană pe care trebuie să o înțelegeți sau, repet, cealaltă persoană trebuie să înțeleagă acest gen de legătură. Acum, în trecut, apare 5 de spade, 9 de cupe și justiția. Am spus de la început, pentru mine sunt niște cărți care arată totuși o căsnicie, o căsnicie în care sunt conflicte, în care s-a manifestat egoul, în care au fost discuții, în care s-a dorit această, nu știu, căsnicie sau contract, colaborare cu cineva, din motive destul de egoiste, ale uneia sau celuilalt, dintre părțile implicate. Și această situație destul de complicată, de tensionată mental și verbal, eventual pentru unii, va determina pe voi sau cealaltă persoană care e în contract să aibă această tendință de a se refugia în băutură, în niște obiceiuri mai puțin sănătoase, excesive emoțional. Deci mentalul și atmosfera tensionată mental din acel contract sau căsătorie al vostru sau al unei persoane, repet, până vă plictisiți, determină una din acele două persoane din contract să aibă tendințe excesive emoționale manifestat eventual prin petreceri, băutură sau un fel de a fi oarecum egoist. Asta este lecția karma pe care au trăit-o ei sau ați trăit-o voi în relație cu cineva. Sper că ați înțeles, da? Eu repet până vă lămuriți. În prezent aveți posibilitatea să începeți o nouă relație. Dacă această persoană este într-o căsătorie, repet, toxică într-un fel sau altul, speră că atracția, că am văzut îndrăgostiții, soarele și ce mai era, și 10 de cupe, atracția puternică pe care o simt față de voi, regina de bute, îi fac să spere că va fi totuși un nou început. Așa se spune, nou început. Veți putea crea ceva, ceva stabil în timp, dar nu se poate crea acest nou până nu persoana care este implicată într-o altă relație, relație, repet, însemnând un contract și contractul, pactul, tratatele, implică și alte persoane, da? Cine vrea să o ia,
Nu neapărat de la zero, deși apare tot în sfârșit de capitol și început de altul. Cine vrea să manifeste o relație de lungă durată, o relație durabilă, o relație creativă, pasională, plină de speranță și de aventură, în sensul de bucurie, de viață, nu aventurism, da? Acel personaj, ori voi, ori ei, repet, până vă plictisiți, trebuie să încheie, 10 de bâte, trebuie să încheie contractul, karma, tratatul în care stă în niște condiții. Da? Știți ce înseamnă condiții mai bine decât mine, pentru că voi, majoritatea, sunteți în contracte. Eu evit contractele. Din motivele mele, da? Spirituale. Nu vreau să-mi adaug karma la karma la karma. Încerc să limitez, să vindec karma trecutului prin manifestarea cât mai puținor contracte. Acum, în prezent, repet, aveți acest potențial. E un potențial pe care l-ați așteptat, l-așteptați de mult timp. În continuare l-așteptați pentru că 8 de bâte a venit invers. Încă mai aveți ceva să... Mai e ceva până să se manifeste. Dar interesant că 3 și cu 1, 1 de la bâtă, de la regina de bâte, pardon, înseamnă 4. Există, repet, potențial de relație de lungă durată, stabilă, bazată pe fericire, pe pasiune, pe atracție, pe, nu știu, pe încredere, pe voie bună, pe energie pozitivă în prezent. Poate această nouă relație poate să fie o prietenie, o colaborare. După ce, repet, încheiați contractul, pactul, tratatul de, eu știu ce-o fi, apropo de tratate politice, profesionale sau sentimentale, spirituale, da? După ce se încheie un alt contract, karma cu altcineva. Repet, poate sunteți voi, poate altă persoană. Dar în prezent și prezentul nu înseamnă doar astăzi, nu înseamnă doar săptămâna asta, nu înseamnă doar luna martie. Prezentul este mult mai larg decât încercăm noi să-l încadrăm în termene, în limite calendaristice, da? În viitor, repet, această atmosferă frumoasă și acest potențial de lungă durată cu potențial creativ și spiritual, dar și material, acesta va începe totuși să se manifeste în momentul în care cine știe, voi sau cealaltă persoană știe că are prea multe responsabilități, prea multe încărcă pe umeri, acel personaj trebuie să se elibereze de această apăsare, de acest consum energetic, de această implicare fără rost, fără, în ce sens fără rost? Care îi țin singuri în responsabilități și departe de a se bucura de o legătură. Vedeți, aici este un cuplu, un cerb și o căprioară. Da, o căprioară sau doi. Bine, aș spune o căprioară și un cerb, da? Este un cuplu, dar este numbră, este nemanifestat. Urmează să se manifeste în momentul în care renunță la aceste bâte. Da? Prea multe lucruri are acest personaj de făcut. Prea multe. Și apare totuși un conflict în viața acestui personaj care e în contract și a care are tendințe un pic excesive, emoționale și nu doar emoționale, poate și verbale. Apar invidioși, apar prieteni de proastă calitate sau, dacă nu sunt prieteni, membrii ai familiilor, părți ale acestui contract care influențează negativ manifestarea acestui început. Dar, dragii mei, trebuie să încheiați contractul, capitolul, da? Că sunteți voi sau cealaltă persoană, există în viața acestui subiect, repet, persoane egoiste, invidioase, dominatoare eventual, care într-un mod subtil sau poate nici măcar subtil, n-au respectat contractul, n-au manifestat echilibru. Și din cauza acestui dezechilibru, determină persoana epuizată să ia o hotărâre, să pună capăt acestei povești. Iar, repet, dacă sunteți voi sau cealaltă persoană, voi știți, însă apare în acest context, în această lume, în povestea, în vibrația voastră, în
proximitatea voastră, cartier, bloc, ce-ar putea să fie, mediu, online cu lumea, chiar și la distanță, apare această oportunitate, apare un suflet pereche, o posibilitate de a colabora cu cineva într-un mod armonios, da? De a simți echilibru, de a simți bucuria de a fi lângă cineva și de a crea de comun acord. Dar, repet, nu se pot manifesta aceste lucruri până nu se încheie celelalte. Așadar, acest nou capitol, care se va încheia totuși mai încolo, nu chiar acum, dar acum simțiți inspirație, simțiți că ceva se poate însămânța, mai ales la luna nouă, că vine luna nouă, da? Și e un as. La luna nouă puteți să însămânțați intenții. Intenții țin de trei, de mercur, de comunicare, de gândire, da? Ca apoi ele să se materializeze, să se stabilizeze, 3 și cu 1, 4, da? În timp, repet, în timp. Dar, repet, pentru a manifesta acest nou, acest suflet pereche, această flacără geamănă pentru unii sau acest parteneriat, colaborare, prietenie, amor, ce ar putea să fie faină, sfârșitul de capitol, care va trebui încerc să găsesc cuvântul, va trebui da, va trebui încheiat. Da, n-are rost să mai caut mai multe cuvinte, că e suficient. Va trebui încheiat acel capitol, trebuie încheiat, trebuie învățată lecția cu lumea, trebuie învățată lecția, trebuie să vă ridicați deasupra acelei experiențe ca să puteți învățați, înțelepțiți, eliberați de acel trecut, de karmă, să puteți să manifestați dharma, nu karma. Da? Să puteți să manifestați sufletul pereche, abundența, stabilitatea, voia bună, creativitatea, pasiunea, atracția, sexualitatea, magnetismul, tot ce vreți voi, da? În acest viitor capitol. Dar nu uitați, vă atrag atenția că viitorul capitol, pentru acest viitor capitol, magicianul și 5 de bute, va trebui să vă luptați. Sau ei, sau voi, sau poate amândoi. Că nu se poate să lăsăm lupta doar pentru... Da? Iar se manifestă karma, dezechilibru. Nu se poate dar unul să se lupte pentru o relație. Lupta se manifestă pe multe planuri. Ar trebui mult discutat și la capitolul acesta ce înseamnă luptă, război. Apropo, că sunt experiențe în jurul nostru care ne învață să înțelegem concepte profunde. Da? Da. Deci dacă vrei să manifesti în cuplu ceva, nu poți să lași doar pe celălalt munca și strădanile și lupta. Repet. Trebuie să fii alături de el, nu? Trebuie să-l susții în această nouă direcție. Deci, dacă lor le va fi greu pentru că vor fi invidioși din trecut și din preajma voastră și din preajma lor și din viitor vor veni alți invidioși, învățați că un parteneriat, colaborare inclusiv profesională, poate manifesta succes, magicianul, lumea, asul de monede, dacă ambii vă blocați concurența, să zic, dacă e vorba de parteneriat profesional. Adică, sunteți o echipă, stabiliți. Tu te ocupi de, eu știu, partea online, celălalt de, eu știu ce, alt departament, care ține tot de concurență, în așa fel încât, echipă fiind, cuplu, sau ce-ți fi, prieten, amici, iubiți, să puteți să vă câștigați victoriile, dar, repet, împreună, în echilibru, în armonie. Sper că s-a înțeles, nu? Ia să vedem ce alt mesaj mai primis pentru martie. Wow! Ia uite, încurajare de aia. Trebuie să fiți într-un parteneriat în care vă încurajați. Odată unul e mai puternic, apoi celălalt e mai... unul e mai puternic, celălalt mai slab, mai vulnerabil și apoi schimbați pozițiile.
5 și cu 4, 9. 9. Expansiunea se face împreună. Singur mai greu te poți extinde. Te poți extinde la nivel personal, dar cu cât ai în preajmă colaboratori, benefici, cu atât și expansiunea ta este mai mare, mai, da, în forță. Cu alte cuvinte, un parteneriat profesional, să zic, te ajută să cucerești lumea mai ușor decât dacă încerci singur să cucerești lumea. Înțelegeți, da? Asta e pentru că ai nevoie de relații, ai nevoie de oameni, ai nevoie de susținere. Și mai este o altă carte. Pe care aș vrea să înțeleg. Stați un pic să mă uit în cărțulie, pentru că pot veni idei interesante și de acolo. Nu cu siguranță, nu că pot, cu siguranță vin. Un mesaj, da? Lacul sacru, bazinul sacru, cum vreți voi să-i spuneți? Lumea este o reflexie a gândurilor, sentimentelor și credințelor voastre. Apropo de acest mesaj. Imbadi. Îmi place că acest cuvânt imbadi ține de acest as de monede. Imbadi. Cum se traduce imbadi? Îmi scapă acum cuvântul. Încercați să materializați dragostea pe care o doriți să o vedeți în lume. Asta e. Și asta ține de o... Apropo de ce am zis mai devreme. E interesant, dar the world. Lumea este o reflexie. Lumea este o reflexie a emoțiilor, gândurilor, și credințelor. Și credințelor. Karma, necarmă, în fine, și credințelor. Încearcă să manifesti dragostea pe care o dorești, să o vezi în lume. Asta face parte din lecția prin care ați trecut voi sau cealaltă persoană, sau eventual amândoi, separat, ori împreună. Dacă vreți să vă bucurați de dragoste, faceți gesturile necesare, stați lângă oameni care vă susțin, vă încurajează. Eliberați-vă de conflicte, eliberați-vă de ego. Uite, aici e credința, believe, trei de bute. Ca să se poată manifesta cele mai frumoase. Interesant că am văzut aici Coming Together. Veniți împreună. Vă veți întâlni cu acest suflet pereche, scuze? Sau parteneriatul pe care îl doriți cu o anumită persoană. Poate nici nu știți această persoană. Poate este o nouă persoană. Cu planete sau cu aspecte puternice în semne de foc și de pământ. Nu zic zodii, vă rog frumos, dacă voi faceți aceste asociere, le faceți pe, eu știu, pe riscul vostru, nu. Eu spun că este o nouă posibilitate, un nou personaj, este nou, este un as, da? Care are aspecte puternice în semne de foc, adică are încredere. Dar are și dorință, fiind cu aspecte și în semne de pământ, are și dorința de a materializa și de a crea ceva pe termen lung. Avem și semne de apă. Aerul pare că s-a manifestat mai mult în trecut la modul negativ. Aerul, mentalul, gândurile. Dar dacă învățați această lecție, voi știți ce s-a întâmplat în viața voastră și a celeilalte persoane, dar dacă învățați din trecut, din karma pe care ați experimentat-o până acum, dacă învățați, Mercur, magicianul, gândurile, cuvintele se vor manifesta
cu spor, dacă le selectați și dacă le păstrați pe cele bune. Sper că ați înțeles. E un mesaj interesant pentru luna martie. Dar nu uitați că doi de spade. Trebuie să alegeți. Ia, înainte de a încheia, aș vrea să iau și un sfat. Sfat pentru numărul 1. O dată. De doi. Cunoașteți valoarea. O nouă lună, apropo de lună nouă, da? În Taur am văzut și asul de monede. Poate că există ceva într-o formă sau alta, un marcaj al cuiva în semn de pământ, în semnul Taurului, sau marcaj puternic pe Venus, planeta guvernatoare a zodiei Taurului. Iar sunt convinsă că mulți vă veți fixa pe zodie, dar nu e cazul să vă fixați pe zodie. Poate este lună, poate ascendent, poate e Venus, da? Cineva cu, eu știu, poate să marcaje progresive, e cam complicat pentru unii, dar interesant. Și luna nouă în pești. Luna nouă în pești, apropo, că tot vine, da? Luna nouă în pești, în curând. Concentrați-vă la energia voastră divină, la divinitate, am văzut trei de bâte, sperați, credeți că va fi bine. Aveți încredere cu regina de bâte că va fi bine și veți începe să manifestați. Încet, încet, încet sau mai repede, depinde. Depinde. Dar se va manifesta ceva frumos. Dar pentru asta trebuie să cunoașteți și valoarea voastră și puterea voastră de a crea. Sper că v-a plăcut, da? Acum pun la loc cartea. Și mă pregătesc pentru numărul 2. Cei care ați ales această lalea roz. Acesta era setul de cărți. În timp ce am amestecat setul de cărți, dragii mei, ați ales o lalea roz care pentru mine înseamnă dragoste necondiționată. Nu atât de multă poezie și dulceață, cât o vibrație foarte înaltă, foarte înaltă. Dar ca să ajungi la această vibrație, a trebuit să treceți prin multe suferințe. Am văzut de foarte multe ori în timp ce am amestecat aceste cărți, 10 de spade. Am mai văzut regele de spade și stea. Iar o persoană care încearcă să își găsească destinul, adevărata direcție și să-și găsească credința după o viață poate atee sau prea științifică sau prea rațională, încearcă să-și găsească adevărul, încearcă să-și găsească inspirația. Ia. Deci ce a venit în timp ce am amestecat? Turnul și 9 de spade. Probabil că treceți printr-o separare. Ori v-ați separat de cineva și această separare este necesară, repet, ca să vă ridicați în vibrație, că tot ați ales această lalea roz, ori apare o persoană care vă inspiră într-o nouă direcție, cu care nu sunteți obișnuiți, în acest motiv apar grijile. Că acest turn și 9 de spade este energia voastră sau altei persoane, voi știți sau veți, chiar dacă nu știți, veți trăi și veți vedea. Ceva se dărâmă în viața voastră și vă aduce mult stres. Vă consumați gândurile, nopțile din cauza acestor evenimente neașteptate. Poate chiar situația care se întâmplă, da, la granița noastră. Sunt multe motive pentru care ne putem îngrijora. Dar tot la fel de multe motive pentru care, sau cum să zic, din care putem învăța. Pentru că turnul nu doar dărâmă, vine și cu lumină. Și lumina, am spus, am văzut-o și prin stea. Există ceva de învățat. Există o direcție care este arătată, dar pentru scurt timp. De-aia trebuie să fiți pe fază. Dacă stați să vă gândiți și să vă faceți griji, s-ar putea să nu mai vedeți lumina, trăsnetul, inspirația în această situație. Repet, poate să fie o separare, poate cineva vine într-un mod deosebit, neașteptat în viața voastră și vă stresează. Sau
Vom vedea. Ideea este că trebuie să fiți într-o vibrație înaltă. La capătul setului de cărți, nouă debute, niște blocaje. Ia, e o pasiune, într-adevăr, o pasiune și o dragoste, probabil, pentru un personaj special, de o valoare specială, foarte creativă, foarte frumos, atrăgătoare, dar dacă această pasiune a venit într-un mod neașteptat sau a venit după ce v-ați separat de o altă persoană și a venit cu un scop tocmai ca să vă inspire într-o nouă direcție, în loc să vă stresați, mai bine v-ați ridica și ați analiza 7 de monede, cum să investiți, cum să creșteți, cum să munciți, că de la 7 mergeți către 8, da? Și cum, am zis că vă ridicați 9 și 9, așa răniți, da? Aici este cineva care stă la pat, aici e cineva care are capul legat, da? A avut o rană, îmi doare capul, eu știu ce. Ideea este că aici este Chiron, cel care învață din suferință. Am zis, orice ar exprima această suferință, stres, voi trebuie să vă ridicați și să stați în picioare. Pentru că există o nouă direcție. Asul de bâte, împărăteasa, în care puteți să mergeți, în care puteți să manifestați spor, creativitate, dragoste, creștere spirituală. Și apare dragostea necondiționată prin acest roz. Și nu zic că, când vorbesc de dragoste necondiționată, nu vorbesc că nu puneți condiții. E mai subtil termenul, dar cum unii înțeleg această dragoste necondiționată prin conceptul friends with benefits. Ne întâlnim, facem sex fără obligații. Nu, asta nu înseamnă fără obligații. Dragoste necondiționată nu înseamnă sex fără obligații. Înseamnă mult mai mult. Dar hai să vedem. Mesajul în plus. Ce ar putea să fie acest turn? Eventual. Sau ce legătură are acel turn cu ce cărți vor apare? Ce aici? Și a venit invers. 7 de monede invers. Ori nu mai aveți răbdare, ori vreți să vă echilibrați. Da, aveți multă pasiune sau cineva are multă pasiune și nu mai are răbdare. Numărul 2. Martie 2022. Odată. De două ori. De trei ori. 9 de monede. Independența este foarte importantă pentru voi sau în acest context. În general, eu vă recomand să vă concentrați pe independența voastră, dar vom trăi și vom vedea ce asta. Interesant, apare judecata, renașterea, după turn. 4 de cupe, 8 de bâte, în trecut și regele de bâte. În prezent aveți soarele, frumos! 10 de monede. Oh, și 10 de spade. În viitor aveți... Ia, uite, iar apare turnul. 6 de monede. Și marele preot. Apare 2 de spade. Și justiția, wow! Mai pun câteva cărți în plus. Pentru că simt nevoia. La capătul setului de cărți, judecata. Eremitul. În primul și în primul rând, analizați. Analizați pendelete situația în care sunteți. Pentru că este o situație complicată pentru foarte mulți dintre voi. Turnul și soarele îmi arată totuși o trezire spirituală a unora dintre voi dacă vreți să vedeți și lumina în acest întuneric. Pentru că eremitul caută steaua. Steaua pe care am zis că am văzut-o în timp ce am amestecat. Caută speranța, caută să înțeleagă unde sau care e lecția divină din această experiență. Și în momentul în care caută această lumină, va veni și răspunsul. Va veni comunicarea cu îngerii. Va veni o comunicare eventual. După o perioadă de tăcere, o comunicare care aduce claritate, renaștere, sau puterea de a transforma experiența aceasta zdruncinată sau zbuciumată prin care treceți unii dintre voi, de a o transforma
într-o lecție benefică din care culegeți lumina. Și ce vreau să zic cu asta? Culegând lumina, manifestați o nouă versiune a voastră, mai bună, mai înaltă, mai frumoasă, mai sănătoasă, eventual. În trecut aveți 4 de cupe, 8 de bâte și regele de bâte. Ar trebui să clarific, dar, așa pe scurt, neclarificat. A venit dragostea, probabil, o ofertă, asul de cupe e aici, într-o formă sau alta, vedeți? Asul de cupe este. Și a venit într-un mod neașteptat, totuși, cu 8 de bâte. S-a comunicat, probabil, la distanță, într-un mod pasional și s-au făcut niște, nu aș spune musai propuneri, s-au exprimat emoții, idei creative, suficiente cât să vă instige într-un fel sau altul, dar în sens frumos. Eu așa simt că e în sens frumos. Pentru că niciodată nu apare ceva nou, asul de cupe, da? Care are capacitatea de a crea, dar și de a vindeca, nu apare ca să ne distrugă, da? Ci ca să ne vindece. Ce vreau să spun? 4 de cupe, da? S-a pierdut ocazia. A fost o ocazie pe care ați pierdut-o în legătură cu cineva. Din orgoliu, din prea multă pasiune, din... din niște motive. S-a pierdut o ocazie. Și cred că unele din motive ar fi, pe lângă ego, ego-ul cuiva, mândria cuiva, pe lângă asta, probabil că la un moment dat a existat, am suficiente cărți care mi-arată căsnicie. Căsnicie sau familie, nu neapărat căsnicie. Poate să fie, eu știu, educația, familia, tradiția în care v-ați născut voi sau altcineva, da? O familie toxică în care, trăind în acest mediu, voi sau cealaltă persoană, a ajuns într-o stare, ați ajuns sau a ajuns acea persoană într-o stare de depresie. Și dacă voi sunteți asul de cupe, voi sunteți fericirea și trezirea cuiva, e fain, mă bucur că aveți acest efect. Dar poate că e altcineva care vine cu, cu această energie în viața voastră. Asul de cupe, da? Soarele și turnul. Într-un mod neașteptat. Cineva apare în viața voastră. La distanță posibil. S-a comunicat. În trecut s-a comunicat. Și totuși, vedeți, aveți eremitul, tăcerea. Posibil să fie apărut o perioadă de tăcere între voi. Dar această tăcere se vrea renăscută în ce sens? Se dorește comunicarea, judecata, se dorește o împăcare. Se dorește o transformare a unei situații pentru că în prezent aveți Soarele, 10 de monede și 10 de spade. Dacă ați fost într-o căsnicie, Marele Preot, 10 de spade, și apare și justiția și apare și diavolul toxică, sau familie, sau educație toxică, sau chiar poziție profesională, dar majoritatea mă duc cu gândul la familie. Că este familia făcută de voi sau că este familia din care veniți, variază. Dar ceva a fost, a trăit într-un mediu toxic, voi sau cealaltă persoană, sau poate ambii, că așa se întâmplă. În general întâlnim persoane care oglindesc parte din experiența noastră, da? Bună sau mai puțin bună. Că de-aia sunt suflete karmice, suflete perechi, ca să învățăm unii de la alții. Și atunci, chiar dacă, să zic, voi ați trăit această experiență undeva într-un trecut îndepărtat, întâlniți o persoană care de curând experimentează această situație și voi puteți să inspirați. Puteți să inspirați să manifeste credință și echilibru în momente zbuciumate. Dacă nu sunteți voi soale, posibil să fie altcineva în viața voastră să apară ca un soare, o persoană voioasă, inspirantă, care vă răscolește întreaga ființă, dar vă răscolește și plăcut și neplăcut. Pentru că acest soare și acest trăsnet face lumină exact pe niște zone pe care posibil că le-ați ascuns, le-ați evitat din orgoliu, din mândrie, sau poate ați ascuns pe cineva în viața voastră care a fost prea orgolios, prea mândru, prea autoritar. Au fost niște situații.
Sper că înțelegi exprimarea și selectați mesajele. Deci, dacă acasă, ce înseamnă acasă, părinți, neamuri sau soțul, soția, v-ați simțit trădați, epuizați, ați muncit prea mult, ați ajuns depresivi în acest context, mulți dintre voi veți ajunge la concluzia cu soarele și cu turnul că e gata, nu mai vreți așa ceva. Vreți o relație în care vă puteți bucura de reciprocitate și aceste lucruri se vor manifesta nu mai acum în această perioadă, mai încolo. Da? Vreți să manifestați reciprocitate în relația voastră, vreți să manifestați credință, vreți să manifestați o legătură spirituală profundă, dar pentru asta trebuie să învățați. Trebuie să învățați să alegeți corect de acum încolo. Aveți, cu alte cuvinte, în această perioadă o parte de o trezire, soarele. De o trezire. A stat lângă niște oameni egoiști, poate a stat. Dar cineva vă inspiră într-o nouă direcție. Și acel personaj, într-un fel sau altul, vă face să înțelegeți că relațiile reciproce, da? În care există reciprocitate, echilibrate, pot manifesta, să zic, spor într-un mod plăcut. Nu trebuie să vă chinuiți, nu trebuie să vă simțiți trădați, nu trebuie să lăsați de la voi, nu trebuie să intrați în depresii doar ca să aveți stabilitate și spor lângă oameni care poate s-au gândit doar la ei, poate au vrut să aibă control, au vrut să fie autoritari. Înțelegeți diferența, da? Aici va trebui voi să decideți, să înțelegeți, să judecați, doi de spade, judecata și eremitul, să analizați, dom'le, care e diferența? Da? Care este diferența între contractul acesta uman și contractul spiritual? Trebuie să descoperiți, să aveți credință în voi, în aceste vremuri turburi sau în această perioadă prin care unii dintre voi treceți și o perioadă destul de neplăcută. Cu 10 de spade și cu turnul este un grad de dezechilibru în care va trebui să vă găsiți echilibru, dar acest echilibru va veni prin credință. Iar, repet, trebuie să blocați oamenii care au fost dezechilibrați, regele de spade, diavolul, regina de monede, prea rațional, prea materialiști, aici este, și care se gândesc doar la satisfacțiile lor. Aici ați stat voi, în acest contract, căsnicie sau ce ar putea să fie. Asta ați învățat din contractele pe care le-ați trăit. Și acum apare, repet, pentru că lecția se învață în timp. Chiar dacă îți vine momentul acum, da, evrica, soarele și turnul, acum ați înțeles ce s-a întâmplat în viața voastră, înțelegerea se sedimentează, dragii mei, în timp, da, apare în viitor, apar aceste cărți în viitor. Le înțelegeți altfel, din perspective mult mai profunde, nu doar aceea de moment, de idee, de scânteie. Și veți ști în viitor cum să vă echilibrați și cum să vă găsiți credința și cum să vă atrageți eventual, rugându-vă și manifestând vibrația cea mai înaltă, să vă atrageți oameni care oferă reciprocitate și echilibru și nu care vă pun în triunghiuri amoroase. Există cărți care mi-arată triunghiuri amoroase și dacă nu sunt triunghiuri, poate să fie trădări la locul de muncă, în echipa în care sunteți, poate unii ați primit prea puțin bani în comparație cu cei care, cu care ați lucrat, dar au fost trădări din punct de vedere financiar, repet, la locul de muncă. Ceva în acest contract, pact, tratat, nu a fost exprimat corect și manifestat corect. Sau poate unii dintre voi ați acceptat această căsnicie, acest contract pentru bani, pentru stabilitatea financiară și ajungeți să înțelegeți că de fapt, stai, hopa, nu se mai poate, că stând în această energie eu ajung depresiv, da? Nu mai mă pot bucura de nimic, dragostea vine pe lângă mine și eu nu mai văd.
Și totuși, cineva a venit, am văzut steaua și aveți și soarele în prezent. Posibil persoana să fie la distanță, posibil să fie avut cândva, pentru că apare în trecut o debut de comunicare, suficient de inspirantă cât acum să manifestați înțelegerea. Pentru că uneori vorbești, și eu acum, transmit etalarea și s-ar putea să o înțelegeți peste o săptămână, două sau peste o lună. Doamne ajută, totuși e un timp destul de scurt. Sau să o înțelegeți cine știe când, da? Pentru că nu sunteți pregătiți să preluați mesajul. Dar, dacă sunteți relaxați, dacă nu vă uitați în trecut și dacă nu stați cu brațele în sân în momentul în care mă ascultați, ci sunteți relaxați, respirați adânc și încercați să primiți această lumină, această idee, veți vedea că totuși ce se arată aici are legătură cu viața voastră și exprimă un adevăr pe care trebuie și voi să-l înțelegeți și să-l rezolvați, pentru că adevărul ăsta implică și suferință, dar și posibilitatea de a vă transforma suferința în succes în viitor. Dar nu e vorba de succesul material, e vorba de un soi de creștere spirituală, de stabilizarea voastră, cum am zis mai devreme, o nouă versiune, mai bună. Interesant. Hai să vedem ce alt mesaj mai bine. Sunteți, iute, sad impressed. Sunteți supărați. Ori voi, ori cealaltă persoană, vedeți? Dacă nu sunteți voi aici, o fi altă persoană pe care, repet, o influențați într-un mod benefic, Doamne ajută. Sper să fiți voi, dacă nu sunteți voi supărați, repet, triști, singuri, deprimați, posibil că sunteți voi cei plini de încredere, de voie bună, de... Voi sunteți profesorul spiritual în viața unora. Dar aș vrea să nu vă umflați în pene și să analizați corect, da? Poate e altcineva profesorul spiritual. Că oamenii au tendința să se vadă mai bun decât sunt. Dar... Interesant este coming to life, la capătul setului de cărți. Adică ceva se va veți prinde viață. Veți ieși din niște șabloane, dintr-o lume, din acest 3D și veți prinde viață, veți înțelege ce înseamnă dimensiune, lumină, alte dimensiuni, lumină, vibrații, energie și să ieșiți dintr-o gândire, voi sau cealaltă persoană, prin această transformare, dintr-o gândire 3D. E o sculptură care prinde viață. Și asta se face prin acest eveniment neașteptat, prin turnul și prin această eliberare. 10 de tradiții, de educație învechită, pentru că în educația veche, în tradiții, găsim multe lucruri valoroase. Vă rog frumos să faceți, să nu credeți că am ceva cu tradițiile și cu dimpotrivă. Dar trebuie să selectați, trebuie să ieșiți din idei preconcepute, care v-au adus durere și trădări și suferință. Că trebuie să stai lângă familie, să faci, eu știu, să urmezi afacerea familiei. Cine a spus? Nu. Trebuie să-ți urmezi direcția ta, să fii autentic, soarele, da? Și să renaști, să fii tu însuți. Nu să faci ce au făcut părinții și bunicii, da? Dau un exemplu, apropo de tradiții, de familie, de cultură. Da? Sau să urmezi religia în care te-ai născut. Nu. Dacă tu simți nevoia să fii budist și să nu mai fii, eu știu ce, musulman, e dreptul tău. Sau dacă ați fost căsătoriți pentru bani, să vă dați seama că v-ați trădat pe voi și ați suferit și ați ajuns, să zic, să vă îmbolnăviți, de nervi, de, eu știu, de tristețe. Și tristețe e o boală. Da? Să vă simțiți singuri. Când, de fapt, Dumnezeu vă spune să stați alături de cei care vă fac fericiți. Nu să stați alături de cei care vă distrug și vă trădează doar pentru a avea ce... stabilitate financiară și de a fi în rândul lumii. V-am dat exemple, vedeți pe unde sunteți, pentru că ceva toxic este în viața voastră sau a persoanei pe care ar trebui, dacă sunteți evoluați spiritual și profesor spiritual pentru cineva, ar trebui să inspirați într-o nouă direcție mai bună. Da, da, da. Hai să vedem un sfat.
Pentru cei care ați ales numărul 2. Wow! Ia uite, luminați-vă! Lighten up! Și apare și soarele, da? Priviți către Dumnezeu cu alți ochi. Îmbrățișați lumina, căldura. Step into your power, ia uite, soarele. Lăsați strădările, lăsați creațiile, acestea materiale, că am văzut sculptura, da? Lăsați gândirea 3D și gândiți altfel, multidimensional. Multidimensional și... Mai era un cuvânt. Îmi scapă. Da? Step into your power. Intrați în puterea voastră. Aveți încredere în voi. Aveți încredere că puteți să vă transformați, să vă reconstruiți, să vă dărâmați și să vă reconstruiți viața, dar pe alte principii. Și lăsați fricile. Ia, uite, sunt aici. 4 de cupe, îmbrățișarea tristă, da? Sau, în fine, cum vreți voi să o traduceți. Și, într-adevăr, aveți de făcut o alegere. Making a choice. Și apare. V-am arătat. După Marele Preot apare. 2 de spade. Da. Ce alegeți? Karma? Să stați cu mâinile în sân și să vă bucurați de niște lucruri, de rațiunea voastră care vă ține în lanțuri de această energie pământeană. Bine, este o etalare în care eu transmit ceea ce sunt ghidată, de-aia sunt și aici, da? Sunt ghidată să transmit anumite lucruri. Nu este o etalare, nu să zic, nu e interpretare clasică, dar sper să fie auzită de cine trebuie să audă și cine vrea să o manifeste. Cine vrea să o manifeste, pentru că apare acest soare, această lumină, această inspirație în această perioadă pentru mulți dintre voi, într-o formă sau alta. 45, poate să vă transmită ceva, o fi vârsta cuiva, sau 54, sau 9. 9 pentru mine, iar Jupiter este profesorul, e un profesor cu... Da, profesor benefic în viața cuiva, care vă ajută să vă extindeți orizonturile, da? Să vedeți în alte dimensiuni sau prin prisma altor dimensiuni. Hai să vedem. Numărul 3, cei care ați ales această lalea mauve, pe care o ador, evident, știți bine că o asortez cu acest ametist, deși îl scot tocmai pentru voi. Și tot bine și lângă galben, nu? Normal că sunt complementare. În timp ce am amestecat, a vrut o măsă. Am văzut și soarele. Am văzut și soarele la un moment dat. Soarele care poate să țină de o energie benefică. Ca să spun așa pe scurt, pentru că înseamnă foarte mult. O energie benefică, de o energie masculină care ține de mișcare, de lumină, de căldură, de dragoste, de creștere spirituală. Dar... În mod special s-a arătat 7 de monede. Poate că cineva așteaptă, se gândește cum să investească în voi, pentru că are, apare și un as de monede. O fi cineva mai pământean, mai sau ancorat în această lume terestră, poate mai mult decât voi. Nu știu ce temperament aveți voi, cei care ascultați. Dar dacă nu sunteți voi, o fi o persoană care stă și se gândește cum să investească. Și 7 și cu 1 înseamnă 8. Cum să investească și cum să muncească într-o nouă direcție cu voi, care să le aducă, să vă aducă sporul. Cineva își dorește să exprime interesant din prea plinul emoțiilor sale, 9 de cupe, să exprime măcar o parte din emoțiile pe care le simte față de voi. Poate sunteți chiar voi. Poate sunteți chiar voi care, interesant, da, e dragoste, clar. Nici n-a, da, apare carta, n-am văzut-o. Deci, e o persoană îndrăgostită sau voi sunteți îndrăgostiți. Și dacă până acum v-ați îngrijorat de această dragoste, de această atracție, acum începeți să vă bucurați, să se produce, cu alte cuvinte, o schimbare de perspectivă. Să alegeți bucuria și nu stresul. Pentru că e și normal. Dragostea trebuie să aducă bucurie, nu stres. Ideea este că, stând în această vibrație, vedeți, intrând în această vibrație de dragoste, de stimă față de voi, de... speranță, înțelegeți că trebuie să o și exprimați. Altfel, dacă stăteați în 9 de spade, vă blocați. Da? Și dorind să exprimați emoțiile, începeți într-un fel sau altul să creați mediul pentru o nouă
relație. Ce vreau să spun? Apa și pământul dau bine, da? Pământul fiind sămânța, asul de monede fiind sămânța, sămânța fără apă nu poate să crească, da? Aici, puneți apă și apoi sămânța. Udați terenul. Că o fi un personaj, că sunteți voi, veți trăi și veți vedea. Și acest as de monede poate să fie o nouă relație, un nou proiect, o nouă direcție într-o formă sau alta. Hai să vedem ce mai apare. Ia uite, lumea, o încheiere de capitol și manifestarea unui nou capitol. Numărul 3 martie. Ia uite, odată. Mai să fie. Ia uite, a zis 8 de monede, cineva vrea să muncească, dar deocamdată se gândește cum să exprime această dorință. Poate sunteți chiar voi care stați și vă gândiți cum să manifestați un anumit spor care să vă aducă la un moment dat cândva independența. Cum să vă găsiți noi abilități, noi îndemânări într-o lume tulbure, da? Ca să vă găsiți stabilitatea în orice situație ați fi. Ia uite, și totuși e un cavaler. Este cineva care are multă pasiune față de voi. Și se poate manifesta abundență în timp, cu răbdare. Hai să vedem încă o dată. Amestecă o dată, numărul 3. De 2 ori. Și de 3 ori, martie 2022. O dată, de 2, de 3 ori. 4 de spade în trecut. Regina de monede. Scuze, floricică. Scuze, frumoșică. Așa. Și regele de cupe. În prezent aveți valetul de monede. Cavalerul de monede. Mai da multe monede. Am văzut că de la început. Și asul de spade. Ha. În viitor aveți 7 de spade. 3 de monede și 6 de monede. 6 de monede și regina de cupe, interesant. Și magician. Și încă alte cărți. Ah, ce frumos, la capătul setului de cărți, asul de cupe. Măi, foarte mulți ași la voi. Întâmplă ceva nou în viața voastră, începe să scrieți o nouă poveste. Că această poveste include un nou personaj sau e un personaj din trecut, dar care vrea să manifeste ceva nou, vom trăi și vom vedea. Da, în trecut, 4 de spade arată că v-ați gândit foarte mult. Cum să vă... Găsiți stabilitatea financiară, profesională, cum să materializați un soi de creativitate care vine dintr-o bază emoțională foarte profundă. Sunteți persoane, dacă voi sunteți aici, sunteți persoane profunde, sensibile, romantice, cu o capacitate de a iubi foarte mare și ați înțeles prin experiențele prin care ați trecut, suferință, trădări, că această bază, apropo de ce am zis cu apa și cu pământul, văd că revine într-o formă sau alta, această bază este foarte valoroasă și trebuie exprimată. Adică emoțiile, în lipsa pământului, rămân doar emoții. Trebuie să creați ceva din aceste experiențe triste și din această dragoste pe care o păstrați necondiționată în viața voastră. Interesant că ați ales iar o energie foarte înaltă. Asta este viziunea, asul vostru de spade la care v-ați tot gândit. Asul de spade aici jos, vedeți? Și apare în prezent. Ați înțeles că sunteți persoane sensibile, profunde, creative, de o valoare excepțională, de o capacitate creativă excepțională. Și atunci, dacă ați înțeles,
cu pași înceți și siguri, începeți un nou proiect care vă va atrage colaborări fructuoase și printre aceste colaborări fructuoase veți întâlni la un moment dat regina de cupe și regele de cupe, perechea voastră. O nouă dragoste se va manifesta, dar cred că un pic mai încolo. Deocamdată acum se manifestă comunicarea cu cineva sau înțelegerea voastră. Și ce înțelegeți? Cum să vă reconstruiți viața, cum să vă selectați colaborările, cum să exprimați în mod echilibrat adevărul la care ați ajuns, dragostea necondiționată pe care o simțiți, creativitatea pe care și capacitatea de manifestare cu magicianul și regina de monede și celelalte cărți care reprezintă monede, capacitatea de manifestare pe care o aveți. Interesant. Wow. Există undeva în secret, sau poate neexprimat, n-a exprimat, cineva nu a exprimat, da, niște emoții foarte intense pe care le simte față de voi, atracția foarte puternică pe care o simte față de voi, felul special în care vă vede acest personaj, un personaj, nu a exprimat aceste lucruri. Poate că a încercat să pară mai superficial, deși v-a văzut într-un mod excepțional. Posibil acest personaj, dacă e persoană publică care lucrează în... dacă e persoană publică, să trebuiască să țină această aparență de suprafață, dar totuși în spatele acestei aparențe, jucăușe și de suprafață, să aibă un soi de adicție față de voi, să vă vadă, repet, într-un mod excepțional, să conștientizeze că sunteți un personaj, bărbat, femeie, în mod special am văzut femeia divină, să conștientizeze că sunteți o persoană unică și de o valoare pe care mai rar o poate întâlni. Acest personaj posibil să fie de la distanță și să spere, ori într-o împăcare, ori în exprimarea iubirii pe care o simte față de voi. Asta e un mesaj în plus. Trecând peste acest mesaj, dacă voi vă vindecați de un personaj care a fost secretos și toxic și apare aici decepția undeva în trecut și vă regăsiți valoarea și dragostea necondiționată și capacitatea de manifestare, acesta este adevărul pe care începeți să-l manifestați în această perioadă. Nu uitați că e lună nouă în pești, da? Este ceva nou. Odată adevărul înțeles, spus, scris, eventual organizat prin valetul de monede și cavalerul de monede, printr-o schiță de, sau o schiță sau un plan de acțiune, acest adevăr, repet, se va manifesta prin colaborări armonioase, echilibrate, care vă vor atrage perechea divină sau un suflet pereche care vă poate simți, vă poate susține. Și totuși există în preajma voastră mare grijă, pentru că dacă intrați într-o această vibrație foarte înaltă, cei mai micuți și mai neexperimentați și mai... da, neexperimentați, vor dori să fie în preajma voastră. Vor dori, eventual, să le oferiți stabilitate, pentru că voi urmează să vă găsiți, ați început și urmează să vă, și continuați să manifestați această stabilitate, această recreație, reconstrucția voastră, să zic. Dar apare un personaj, mare grijă, care vine, pleacă,
care vă poate pune într-un triunghi amoros sau într-o echipă în care s-ar putea manifesta la un moment dat dezechilibru. Fiți atenți! Aici este avertizarea. Fiți atenți! Pentru că, repet, în momentul în care creșteți în vibrație, apar oameni de vibrație joasă care vă pot perturba direcția. Posibil să aveți două personaje cu asul de spade și asul de cupe, să aveți două personaje, eventual. Dar, repet, asta pentru că vă vindecați. Dar dacă aveți parte și de vindecare prin credință, evident, și prin și de vindecare și de victorie mentală asupra unor experiențe triste din trecut, dacă aveți parte de așa ceva, eu zic că veți depista cei care mai apar în viața voastră cu strategii neonorabile. Acum, șapte de spade poate să sugereze și o strategie pe care voi ar trebui să o gândiți. Bine pusă la punct, pentru că sunt cărți care sugerează dorința voastră de reconstrucție și reechilibru financiar. Vreți o nouă direcție, un nou proiect. Ceva nou, da? Nu musai relație, că nu vorbim doar de relații. Vorbim și de profesie, vorbim și de viață personală. Dacă vreți această victorie, dacă vreți adevăr, dacă vreți să fiți corecți în ceea ce veți crea și veți manifesta de acum încolo, va trebui totuși să vă faceți niște planuri. Șapte de spade ar putea în acest context să sugereze și niște planuri. Dar o să clarific totuși 5-7 de spade, pentru că mie personal, în general, nu prea îmi place cartea aceasta. Dar până clarific, planul ar fi să ieșiți dintr-o echipă sau dintr-un triunghi amoros, profesional, ce ar putea să fie el, care vă poate dezechilibra. Ăsta e adevărul. Și să vă construiți voi, să vă reconstruiți voi, să vă reinventați în așa fel încât să vă puteți atrage oameni care simt regele și regina de cupe, oameni care simt ca voi, oameni care muncesc 8 de monede și exprimă magicianul și asul de spade, oarecum la fel de... care aveți interese comune, da? Oameni cu care vă potriviți. Și va apare o nouă pasiune, va apare un nou personaj, va apare. Dacă stați în picioare și vă depărtați de, eventual, unii dintre voi trebuie să vă eliberați de un manipulator la locul de muncă. 8 de cupe, 8 de monede și magicianul. Cineva trebuie, da? Un manipulator. Poate a fost manipulator emoțional, poate, eu știu, a spus că nu, că, eu știu, jobul ăsta, eu știu cum este. Vedeți. Însă, în viitor va apare și o nouă pasiune, dacă vă doriți și, evident, că unii vă doriți și pasiune și relații sexy. Însă, în această perioadă aveți ape, emoții și gânduri, dar înalte, curate. La acestea lucrați pas cu pas. Posibil, interesant ce mai vine alt mesaj, posibil să aveți, iar, două personaje care vin în viață voastră. Un personaj din trecut care vine, pleacă, și acel personaj din trecut va apare când vă va vedea cu noul personaj, înțelegeți? Deci acum aveți un nou personaj. Marcaj puternic în semn de aer și pământ. Acest marcaj, repet, nu semn. Poate să fie ascendent, lună, Venus, da? Marte, da? Acest personaj să vină precaut, grijuliu,
și să-și dorească să creeze stabilitate cu voi, pentru că vă vede foarte prețioși, prețioase. Vă vede, știe, simte, înțelege că sunteți altfel decât restul și își dorește acest personaj să fie în preajma voastră, să învețe sau să vă transmită niște lecții sau oricum să aveți victorie împreună. Deci, acesta să fie în prezent, să se manifeste în prezent. Dar e posibil pentru unii, dacă sunteți voi rege, regine aici în trecut, care v-ați înțeles, vă iubiți, vă iertați, chiar dacă ați trecut prin niște situații, în prezent apare cineva mai tânăr, care are multe de învățat de la voi și care vrea să fie corect. Vrea să fie corect pentru că vă apreciază. Și în momentul în care veți intra în colaborare, relație, ce o fi discuție cu acest personaj, energia voastră se va schimba, va ieși din decepția, vă veți îndepărta de, sau vă veți chiar veți tăia niște stringuri dintre voi și un personaj din trecut care v-a rănit. Însă acel personaj, repet, când vă va simți, nu musie să vă vadă, dacă vă și vede, clar că o să vină direct la voi, dar când vă va simți că mergeți într-o nouă direcție cu altcineva sau pe cont propriu, repet, variază, personajul din trecut, 7 de spade, va reveni, că vine, pleacă, vine, pleacă, cu diferite strategii și jocuri mentale, va reveni, va dori colaborare cu voi, dar, dragii mei, mare grijă! Va continua să vă pună în situația de triunghi amoros, în situații dezechilibrate, vă va oferi lucruri poate sclipitoare și apoi va pleca iar. În momentul în care vă captează atenția, va pleca iar. Și va mai reveni iar când începe să vă detașați de ei și să vă căutați o nouă pasiune, iar vor reveni. Aveți grijă, pentru că e un personaj care vă manipulează emoțional. Posibil la locul de muncă al vostru, al lor. Detașați-vă de acest personaj, eventual blocați-l sau stați în picioare, nu neapărat blocați-l, stați în picioare, în adevărul vostru, în energia voastră, învățați-ne experiența aceasta și veți manifesta, dragii mei, o nouă pasiune, o nouă dragoste, o nouă victorie. Dar cu alt personaj, nu cu acesta. Nu cu acesta. Nu mi-apar cărți care să-mi sugereze că acest personaj s-a transformat. Din acest motiv vă dau acest sfat. Acum voi faceți ce vreți și vedeți pe cine știți voi că aveți în spate. Nici măcar nu este un iubit, o iubită. Poate este cineva, membru al familiei, coleg, colegă, care vede că aveți succes, vede că vreți să deschideți o nouă afacere, vede că sunteți în preajma unor oameni, să zic, mai special și construiți împreună cu cineva un adevăr, ceva stabil, și atunci apar și ei, hodorom trump. Dar știți, chiar îmi place cum lucrați, dau un exemplu. Dar ce bine lucrați și interesant proiect aveți împreună, aș vrea și eu să particip la proiectul ăsta. Dau un exemplu, poate e coleg, da? Sau poate e membru al familiei. Vă vede că sunteți împreună cu sufletul vostru pereche, cu un om cu care sunteți în lumină, în adevăr, repet. Și se bagă, știți, oameni care intră în vorbă, se bagă în seamă. E o expresie. Și e foarte faină expresia asta într-o formă sau alta. Românească. Oameni care se bagă în seamă. Vor să atragă atenția prin diferite strategii. Cineva încearcă să vă manipuleze. Mare grijă. Hai totuși, ați văzut cărțile, vreau să clarific 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Pentru numărul 3, da? Da, ia uitați. E personaj de care v-ați separat. Turnul. Pentru că sunt foarte impulsivi. Vin, pleacă verbal și ați pierdut o ocazie. Poate ei v-au refuzat, posibil v-au refuzat și acum vor să vină să spună că le pare rău, că regretă, că le e dor de voi după o separare. Mare grijă, atât timp cât nu sunt schimbați, atât timp cât vă țin în 3 și în 6, da? 3 și 6, triunghiuri amoroase și situații dezechilibrate, că vă avem aici balanță, da? Mare grijă la acest fel de oameni. Deci, personajul, probabil cu marcaj puternic în semn de aer. Dar n-are legătură cu asul de spade. Acesta este alt marcaj al altei persoane sau chiar al vostru. Este mercurul vostru. Este mintea voastră. Rațiunea voastră. Care este luminată de divinitate.
Și înțelegeți cum să manifestați, cum repet, interesant, aveți coroana și ați ales violetul, care într-un fel sau altul ține de ultimele două chakre, da? Chakra 6 și a 7. Ați înțeles niște lucruri, aveți viziune despre cum să vă reconstruiți, ce fel de oameni să aveți în preajmă, repet. Și chiar dacă sunt oameni mai nepricepuți, care vin înspre voi și doritori să construiască, să fie corect, să aibă răbdare, să se implice, îi țineți în preajma voastră. Da? Aici este înțelepciunea unora dintre voi. Cum vedeți? Dacă e doar un proiect pe care îl începeți, iar dreptul vostru să începeți într-o nouă direcție, care vă poate aduce echilibru, colaborări frumoase, dar trebuie să renunțați, trebuie să vă separați, repet, dacă aceste trei, da, colaborări fructuoase care vă echilibrează financiar 3 și 6 de monede în viitor, dar trebuie să vă separați de invidioși, de pârfitori, de cei care vin, pleacă și nu muncesc, vorbesc, stau, știi, stau cu spadele în brațe, cuvintele de limbă, da? Dar nu se implică. De aceștia trebuie să vă inspire, să vă eliberați și să le spuneți adevărul în față, cavalerul de spade. Ce faci? Iar ai venit să-ți bagi nasul, coada? Nu. Hai. Pa. Refuzați voi. Patru de cupe. Refuzați voi energia lor, să zic, păzăcioasă. Mare grijă. E cineva, e ceva acolo, da? Ia uite, cinci de spade care face jocuri mentale. Un împărat. Coffee chef. Posibil. Sau cineva care vrea să aibă control. Poate nu-i șef, poate e căsătorit. Căsătorită. Împăratul și 10 de bute. Da? E o persoană care face niște jocuri mentale. Vă rog frumos, feriți-vă de așa ceva. Și totuși, hai să vedem, ca să facem diferența, o să vreau să clarific casul de spade și cam asta e pe la radio. Cam dată mai vedem și la zodii, și la lună, și la ce mai aveți voi, la ce să ascultați. Ah, interesant, temperanța cu răbdare. Dintr-o opțiune pe care aveți, dacă alegeți temperați, echilibrați, vindecați, că am văzut asul de cupe, dacă alegeți dintre opțiunile astea, corect, vă puteți manifesta fericirea. Și ia uite, iar aveți o carte care arată alegeri și o carte care arată opțiuni, 7 de cupe. Posibil cineva să viseze la voi, da, clar, se poate și asta, și visează și alege până la urmă să vină înspre voi cu temperanța și cavalerul de monede într-un mod echilibrat, onorabil. Și dacă vine cineva într-un mod onorabil, primiți-i. Pentru că puteți să vă bucurați de ceva împreună. Repet, poate să fie și colaborare. Dacă e și dragoste, dacă e și relație de lungă durată, cu atât mai mult. Veți trăi și veți vedea. Eu zic așa ca să nu vă aruncați în prea multe iluzii. Și, ca există tendința multora iluzii, vise, da? Poate să înceapă cu o prietenie care vă aduce, eu știu, la ce momente frumoase. Dar trebuie să alegeți. Eventual, poate și voi, dragii mei, repet, alegeți dintre opțiunile pe care le aveți, în primul și în primul rând, eliberarea de acest mincinos. Prefăcut, prefăcută, ce-o fi, invidios. Poate să fie colegă, eu știu, rudă, fost-fostă. Vă eliberați de ei. Vă vindecați. Și începe să manifestați, că asta înseamnă regina de monede, cavalerul de monede, valetul de monede, să manifestați relații frumoase, relații ideale, relații care vă fac fericiți. Mai, sper că v-a plăcut. Ia uite, cavalerul de cupe, vine, vrea cineva să fie romantic, vrea cineva să se poarte frumos cu voi. Dar faceți diferența și, da, faceți diferența. Și repet, vedeți cine vine, pleacă și cine e mincinos, prefăcut, fugăcios, fuge de emoții, fuge de implicare. Da? Separați-vă de aceea. Vindecați-vă. Cu o carte pentru numărul 3. Da, fiți deschiși, interesant, da? Wide open. Fiți deschiși către nou. Fiți deschiși către nou. 4 și cu 2, 6 e vibrația acestui an. 6 înseamnă îndrăgostiți. Alegeți, da? Alegeți. Mergeți înspre lumină. Alegeți adevărul. Și alegeți oameni și situații care vă oferă stabilitate.
Există cineva în spațiul vostru, Spirit of Place, numărul 4, 4, casă, pe lângă casă, în spațiul vostru, că e Spirit of Place, da? Spiritul locului. Care ori are nevoie să fie redirecționat și voi puteți să-i redirecționați prin înțelepciunea pe care o aveți unii dintre voi, sau voi aveți nevoie să fiți redirecționați și întâlniți pe cineva în zona voastră, în spațiul vostru, care vă oferă stabilitate, da, angajament. Și puteți să fiți împreună. Și repet, această angajare și această întâlnire împreună poate să fie și o chestiune profesională, amicală, da? Nu vă aruncați totuși, nu vă proiectați din prima, când apar asemenea cărți, la povești. Încercați să fiți mai înțelepți și mai cu picioarele pe pământ, da? Asta vreau să zic. Sfatul meu. Că așa ar fi frumos să zic, vai ce... Da! Vin! Oportunități sunt, vin, pleacă, 7 de cupe sunt tot timpul. Depinde de voi dacă le vedeți. Da? Opțiuni toți avem. Dar depinde ce alegem din aceste opțiuni, aceste posibilități. Și nu doar depinde ce alegem, ci cum manifestăm și cum înțelegem experiențele anterioare. Eu încerc să fiu, în fine, mai echilibrată și să vă dau foarte multe sfaturi. Nu vreau să vă dau, că până la urmă sunt alegerile voastre, dar nu uitați să fiți înțelepți. Asta vreau să fiți înțelepți. Eu, cel puțin, la nivel personal, mă stăvui să fiu înțeleaptă. Dacă uneori mai greșesc, face parte din, eu știu, repetarea unor lecții, da? Sper să nu le... Be proud of yourself, asta e, ce frumos! Astfel de spade, înțelegeți că aveți o valoare, că aveți o dragoste pe care o împărtășiți numai celor care merită. Și veți atrage, repet, regina de cupe și magicianul, veți manifesta o persoană care vă iubește, da, 10 de cupe, regina de cupe, am văzut mai devreme, asul de cupe. Da? Dacă sunteți mândru, dar în sensul nu de orgoliu, de a vă conștientiza valoarea. Ce a zis mai devreme? Regina de monede. Regina de monede. De a vă conștientiza valoarea. De a avea stimă față de voi. De a crea lucruri speciale, valoroase, adevărate, principiale. Mai căutați și voi sinonime, da? Și eliberați-vă de blocaje. Eventual de mincinoșii care vă blochează. Îmbrățișați. Ce frumos. Cursul vieții. Îmbrățișați viața, adevărul. Ah, ce frumos vine mesajul. Îmbrățișați calea, adevărul și viața, cum zicea Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Aici este. Îmbrățișați această direcție și multe ceruri, ceruri se vor deschide pentru voi. În această lume și în lumile viitoare în care veți trăi. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine, ceau, ceau!